Salutare, dragi prieteni! Dacă aveți probleme cu afidele la trandafiri, pe plante, pe pomi fructiferi, urmăriți cu atenție videoclipul care îl voi prezenta în continuare și veți învăța să scăpați de acestea cu produse pe care cred că le aveți oricare dintre voi în casele dumneavoastră. Haideți să vă prezint despre ce este vorba. În primul rând, avem nevoie de un pulverizant, detergent de vase lichid, așa, alcool sanitar, cenușă, vă voi arăta la sfârșit la ce o voi folosi, și mai avem nevoie de un litru de apă. Astea sunt ingredientele principale pentru a prepara această soluție rapidă împotriva afidelor. Și ne mai trebuie un PET de 2 litri pentru a putea face concentrație. În primul rând, vom pune 20 de mililitri de detergent de vase în acest PET. Noi l-am măsurat înainte pentru a nu vă face să pierdeți foarte mult timp vizionând acest videoclip. Uitați, aceasta este de 20 de mililitri. După câte se vede. Așa. Acum vom pune 100 de mililitri de spirit, alcool sanitar. Așa. Iar acum vom adăuga un litru de apă. Soluția rezultată o vom amesteca bine. După ce am amestecat-o bine, vom pune în acest pulverizator soluția pe care am prezentat-o mai devreme. Este foarte bună în combaterea afidelor și aici nu este vorba neapărat de trandafiri. Poate fi utilizată cu succes și la pomii fructiferi. Și haideți să mergem să stropim și veți vedea și unde vom folosi cenușa. Vom da și pe părțile inferioare ale frunzelor, pentru că pe acolo stau în general afidele.
menționăm că această soluție o puteți aplica ori seara, ori dimineața. La noi este undeva la ora 7 după amiaza, deci 19. Iar acum, haideți să vă arătăm ce facem cu cenușa. După câte știți, afidele sunt cărate de furnici ouăle acestora și urcate pe plante. Adică furnicile ajută la favorizarea înmulțirii afidelor. Iar acum, aici avem cenușă de lemn curat. Vom lua un pic de cenușă și vom face un cerc în jurul trandafirului. Menționăm că cenușa nu prea le place furnicilor, iar aceasta este și un îngrășământ natural care va ajuta trandafirul să înflorească mai abundent și să crească mult mai repede. Nu folosiți foarte multă cenușă. O lingură sau două este suficient pentru a face un cerc în jurul trandafirului. Acum vă voi arăta rezultatele, care sunt foarte bune. Pentru asta am luat și o coală de hârtie, să vedeți că nu mai sunt vii. Mai puțin. Au rămas lipite pe acest trandafir. Haideți să iau camera să vă arăt. Priviți. Așa. Să vă iau și de aici, să le punem aici. Nu mai mișcă absolut deloc. Și rezultatele vor apărea după 2 ore de la utilizare. Eu, neavând timp să filmez aseară, pentru că a venit noaptea, nu am putut să fac rezultatele numai decât. Uitați, s-au înroșit toate smoarte. Uitați. Acum vă voi spune câteva detalii care probabil le-am omis aseară. În momentul în care plouă afară, circa o oră, două, nu dați soluția, pentru că o dați de pomană. Dacă în cazul în care a plouat după ce ați dat-o, repetați-o, nu va fi niciun fel de problemă. Și o puteți utiliza oricând aveți nevoie sau vor apărea afidele. Cam asta este tot, dragi prieteni, cu soluția noastră de afide. Vă rugăm să lăsați un like, ne ajută foarte mult, un comentariu, o abonare
Salutare!